Hai că azi e joi, din basta week. Săptămâna basta, ziua a patra joi, deci joi este outfit rating. Bine ați venit pe canalul nostru, cred că v-ați plictisit de noi deja. Mai sunt 3 zile, frățiori. Mai te-ai zis că pază noi, pentru după aia începe vacanța. Nu, dar avem live de la sâmbătă. Vreau și eu la Nuba sâmbătă. Facem și noi live pe zi dacă vrei. Avem și noi nevoie de un aer condiționat. Uite la acolo, dar nu sunt de telecomanda. Aveți link-ul de la Patreon în descriere. Hai să începem, câte outfit-uri avem? Numărele, copilule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 outfit-uri, 10 colegi 10 de la basta. Hai să începem. Boscuiași. Primul outfit. Hai, cine începe? Hai, zi. Dar nu face până acum, ea că e veche. Ha. Nu mai fac atenție. Hai, începem. Primul outfit, training Jordan, picioarele Adidas tubular, nu? Da. O șapcă albă, cam atât. Pantalonii sunt colorați așa, parcă merg cu sneakers și era frumos dacă era aceeași colecție și hanoracul ăla. Deci mie îmi plac pantalonii cum vin cu sneakers și, dar nu-mi place aia de sus. Poate să fi schimbat aia de sus sau să fi schimbat pantalonii. Șapcă albă, din topul cu low, din ceare sus de tot, să potrivește picioare în picioare, nu? Da. Și pe alea două piese legate, sunt și două nuanțe diferite de gri. Din câte văd, băi, nu știu, o să-i dau un 6.8. Mie pantalonii nu-mi plac, sigur dacă avea o pereche de blugi negri. Îi dai 6, nu? Da. Gen are un 6.4, nota totală. Faci media, pe vremurile bune. Motorul outfit, avem o fată cu un tricou de la Palm Angels, niște pantaloni de training și în picioare ce să ia? Satin Snake. Niște o perechea, un outfit simplu, cu tricou care are scris alb la gât, la fel și pantalonii în genunchi. Se potrivesc cu sneakers și îmi place outfitul, unul simplu, de plimbare așa. Îi dau 7.8. Acum să încep eu, un tricou Palm Angels oversize. Pantalonii nu știu dacă sunt de training sau sunt cargo, mă, băiatule. Doar că sunt trânsi aici. Așa. Pantalonii sunt ok, dar nu-mi plac că să văd gleznele aici, sunt și lungi, știi ce zic? Uite, mă, să fi stat așa cu piciorul cum stătea cu ăsta, nu se vedea așa, se vede mai bine aici, observi? Explică-și tu că ei nu văd poza. Stă cu piciorul drept? Piciorul e din dreapta, cu glezna aici dezacoperită. Mie niciodată nu-mi plac pantalonii ăștia de training cu elastic jos, nu-i suport, nu știu ce. Se par urâză, n-au elastic jos ăștia? Da. Asta e așa, satin snake în picioare, nu înțeleg de ce a schimbat și returile, nu prea mai timp pe detalii. Da. Nu-i, deci deloc nu-i atent pe detalii, face la normă așa să termine. Dacă îi dau un capac sare în aer. Așa, mergeau și returile ambele negre, știi că roșiul ăsta, fie în ton, gen roșu să fie pată de culoare sau roșia, nu așa, 6.9. Următorul outfit, ai începe tu aici. O pereche de Air Force în picior, în picior are Air Force și în picioare are Air Force. Sunt foarte frumoși ăștia, îmi plac mult. Forța Air Force. Chiar sunt frumoși. Hoodie babe, un tricou alb simplu și niște jeans skinny, distress, să vorbim și mai așa. Și puțin Balmain așa. Biker jeans, jeans, da, Balmain puțin. Poate or fi Balmain, poate nu sunt, nu Balmain, că nu suntem, Balmain. Nu suntem la Petricant. E, hai să mă gândesc, are și un ceas, l-a făcut să se vadă. G-Shock. Se potrivește ceasul în acest outfit, da. E sport, așa are. Sincer, îmi place, tricou și blugii se potrivesc foarte bine cu sneakers, iar anoracul babe dă o pată de culoare acestui outfit. Acestui outfit, deci eu îi voi da 8. Îmi place tot outfit-ul, îmi place că a ales un tricou alb simplu, pentru că are hoodie-ul ăla super încărcat pe el. Că unii se încarcă rău de firme. Blugii la fel, oarecum sunt simpli, chiar dacă sunt biker și puțin rupți. Și în picioare Air Force-a vin foarte bine, eu îi dau 9. Și accesoriu Casio G-Shock. Deci nota 9. Cu ce să începem? În picioare niște Air Force, alb cu albastru, blugii albastru deschis, puțin rupți. Îmi plac blugii, tricoul ăsta nu știu ce e, Discord sau Diesel sau nu știu, are un D aici. Sau Daniel. Sau ce firmă e, îmi place și tricoul, se asortează bine, un outfit lejer așa de vară, îi dau 8.2. E, îmi place băiețaș, e gang el, e din gang, știi? Tricoul bun, blugii bun, sneaker și bun. Totul bun. E ok, clean, așa curat. Care e nota bună? 8. 8. Bun. Bă, numai Air Force au fost. Da. Air Force tubular, satin, Air Force. Deci până acum 3 Nike sau 4 Nike și un Adidas. Air Force în picioare, pantalon camo. Cargo camo. Cargo camo. Și un tricou, bănesc că e la New Yorker? Da, așa pare. Enemies, scrie pe el, are un... Ce era slick din ăsta? Doberman. Așa, mișto tricou. E mișto poza, pentru că e mișcată. Outfit-ul e de asemenea un mișto. Îmi place cum a combinat, gen și-a luat niște
pantaloni loose, așa, la fel și tricoul, nu și-a luat ceva, unii mulați, unul larg, e în ton cu toate. O să-i dau acestui băiat 8.5. Bă, și mie îmi place că a luat un tricou așa mai larg, ca să se potrivească cu pantalonii, picioarele niște Air Force, ce poți să greșești cu ei, mai ales când ia combinații cu tricou alb, picioare alb. Îmi place outfit-ul, chiar reușit. Văd că are și înlățișor la gât, îi dau o notă de 9.2. E mai bine îmbrăcat ca băiatul cu Bape. Da? Și eu zic la fel că e mai bine. E mai ieftin. Cred că da. Așa, următorul... Majestate Ninja. Următorul outfit, cu ce să începem? Cu ce are în picioare? Uptempo. Nike, Uptempo, negri, eu că sunt și... Nu mai poartă nimeni. Adidas. Sunt și reflectorizanți, cred. Niște blugi la fel, aceeași culoare. Un hoodie tot de la Nike, este negru. Deci tot îmbrăcat în negru, pe interior cred că are un tricou negru, posibil. All ce black. Să zic, un outfit all black, nimic greșit, dar nu e nici nimic. Wow, o notă de 7.7. Eu îi voi da o notă de 7. Nu-mi plac blugii deloc. Ce nu-mi plac mie la blugii ăștia, rupțeațele astea târnate așa. Bă, cred că la... Știi că unii când vin iau așa. Nu sunt rupte, dar în timp se rup și am puțin la niște blugi. Lasă, văd urât. N-ai ce trebuie, ce faci, cum, le tai? Dacă se lasă franjul, nu-mi plac deloc. Bine, deci în situația asta le plac. Și nu prea merg blugii ăștia cu bluză sport, că e prea sport bluza. E o UK drill. Nu știu ce UK, nu OK. Nu OK. Nu OK. De 7. Deci îi dau 7. Avem o sticlă de cola fake. Niște Black Air Force. Mă, dar cum sunt pantaloni? Dar nu prea are atitudine el de Black Air Force cu pantaloni. N-are atitudine. Dacă erau negri cu bandana. Air Force ea. Cred că stai bluză de aia care a mea de la Besca, dar nu atunci. Nu, că are ceva aprit. Nu știu ce bluze, dar... Ce mula sunt ăștia. A stricat rău cu pantaloni. Mamă, cât de urât sunt. Dă-i mâna, păi. Dă-i de tu 15 zile ai la dispoziție. Data viitoare vreau să trimiți un outfit în care să se potrivească pantaloni ăștia. Da, asta și eu vreau la fel. Asta e un fel de așa, nu. Vreau deci ea dă un outfit unde să potrivești pantalonii ăștia. Băi, dacă își lua un tricou alb sau un tricou negru, nu mergea, dar și-a luat și bluza aia și alea pe căldurile astea, nu vezi că a transpirat și asfaltul pe jos. Un tricou alb și niște Air Force albi în picioare și aia era. Dar aș mergea și cu aia, mă, dacă aveam tricou negru, dar tricou negru poate și din cauza poziției, că stă prea așa, parcă sunt prea mulat, și cu mine în buzunar. Negru, sus, negru, și pola aia fake și... Nu mi se pare că nu mergi. Mă rog. Ați judecat. Eu dau, da? Da. Nu. Îi lăsăm prin. Bine, haideți în comentarii acum notă pentru acest băiat. Puterea e la voi. Mamă, câți mai sunt? Vreo 12. Ce aveam așa, Cloud Goggles. Are o șapcă în cap, o pălărie. Bucket de la. Sau bucket, da. Un hoodie Palm Angels. Niște... Blugi. Sau cargo, nu știu, blugi, sunt de aia. Cargo. Nu cargo, mă, sunt de aia la Bershka, dau de joggers, la. Joggers. De blugi. Nu știu, nu-mi plac. Nici mie nu-mi plac pantalonii care au chestia asta jos. Probabil din picioare arăta mult mai bine outfit-ul. Nu știu ce notă să dau, cred că un 7. Și eu, și eu să zic acum că de ce stai cu ochelari în casă, nu mai zic. De ce stai era și la o cabană, la petrecere. Păi stai cu ochelari, dacă a făcut rele. Să nu se vadă starea de tranziție. Iarăși, franjurile alea la blugi nu suport. Nu suport, nu știu de ce. Am eu așa ceva cu franjurile alea. Jordanii sunt foarte frumoși, se stăpâne sănătos, dar dau 6.9, că nu prea-mi place. Bun. Hai, următor. Deci mai avem 2, nu? Da, 1. Acest băiețaș, niște blugi, niște Air Force. Blugii anii. Băi, dar au nebun toamnii cu Air Force. Blugii anii 90, așa. Dar vezi că vin bine cu aia, cu Air Force. Dar nu cu jacheta, nu. Și cu jacheta, dacă era desfăcută, puțin stilizată, așa. Cu alb. Da, mergea. Ce să zic, frate, luai și masca corespunzător, cine mai poartă masca afară, 2021. În vară. În vară. Nici magazin nu mai purta, nici în Uber. Nu m-a luat Uber-ul, mă, dar zic că n-ai masca, ai stai, mergi un milion, nu? Dar... Atunci, sâmbătă, și ai zis, nu, merge bine. Și am dat la un taximetrist un milion și m-a dus. Da. Că era cursă 2 de lei. Dar ăla n-a vrut. Că taximetrist e bun la ceva, câteodată. Așa. Deci, nota? Notă 7, lui fratelo. Tu cât îi dai? Blugii cu Adidas și le văd super bine. 7.3. Ia, 7 cu 7.3, un 7 și 15, ai trecut bacul. Și acum ultimul. Toată lumea trec cu bacul la outfit rating-ul ăsta. Da. Avem aici un tricou de la Comme de Garçon, Comme de Garçon aia. S-a sortat cu Adidas-i. Și Adidas-i sunt Air Force. Nu se știe Air Force toată viețulica mea. Mă rog, așa. Sunt Air Force, mai ia de mai încolo. Nu, mie nu parcă par. Mai sunt urmă. Niște chestii care seamănă cu Air Force. Dar seamănă și cu dancurile și cu Air Force, vezi? Așa, deci nu și pe ăștia are roșu, frumos s-a sortat. Șiretul roșu. Pantalonii de la Nike. Nu prea-mi plac mie așa mult. Și tricoul vine puțin ciudat pe el. Dar băiețașul măcar i-a sortat. Ia uite și peisaj. Amarele Canyon. O notă de 7.5.
2. Îi voi da și eu acum lui băiatul exact 7.2. Mamă, mai aduc media. Colegul meu. Bacu, media 7.2. E la Marele Canion. Proastă, nu e notă. E la Marele Canion, băiat, știe ce face, stă acolo. Cam asta a fost outfit-ul de astăzi. Am mai păcălit o zi. Am mai păcălit o zi. Mâine vine și un SH, poi mâine un Adidas, că nu prea vă uitați sâmbătă, că nu vă place. Și duminică ce să vină, ce să vină, văd eu ce vine. Surpriză. Da, mare. Surpriză că nici noi nu știm. E pentru toată lumea. Am fost cagulă neagră, sunt cu colegul meu în stânga mea, cagulă albă. Care a transpirat. A transpirat. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să le dați follow pe Instagram.